dacă ne pică nouă mașinile? Cine îmi scoate mie mașina? Noi trăim aici, v-am înțeles, am văzut reportajele făcute în plana golului. E tot la fel la noi. Soția pleacă cu cizme, cu echipament de schimb să ajungă la serviciu. Cum Dumnezeu, noi trăim oare în Reșița sau arăt trăim în altceva? Acolo, dacă uitați, uitați acolo, dacă filmați acolo. Ce s-a întâmplat aici? Pământul, ce zic, nu știu ce aici. Așa e strada noastră, așa e Reșița. Așa am muncit. Fiecare zi vin cu lopata, vin și pun piatră, să vezi aici numai piatră. Ați semnalizat mai demult? De anul trecut, din toamnă, tot așa. Tot se scufundă câte o mașină, rămâne suspendată. Și a lui domnul rămas suspendată. Abia am scos afară, am tras-o. Patru oameni au trebuit să scot o roată acolo exact unde e groapa aceea, am avut-o parcată și am scos patru oameni că să scoatem o Dacia Solenza care e ușoară, dar minte ăștia ale mari. Vă dați seama. Și tot timpul, dar de când s-a făcut, s-a terminat lucrarea și-a pietruit, pe porțiuni de unde începe, puteți vedea, toată strada e făcută praf. Nu se poate. Și plătim impozite la stat, plătim ăsta, ar trebui dată primăria în judecată pentru bucșe, pentru tot ce se întâmplă la mașinile noastre să ni le repare. Asta nu e lucrare. Dacă știa că nu poate să o termine, nu trebuia să se apuce de ea. Să se fi apucat acum în primăvară și avea timp două sezoane, primăvară și vară, să o termine. S-a apucat în toamnă și a lăsat-o așa de izbeliște când începe să ningă, când încep ploile și tot terenul se lasă. Nu e normal. Unde se face și locul de parcare plătit? Uitați-vă, pe aici tot iau lucrat. Nu e sens, nu pe șosea nu. În lungă cum e sens unic și s-a putut face? Strada aceasta va fi anul acesta betonată de către Hidroconstrucția. Deci întâmplarea face că am avut ședințe, inclusiv cu ei, să stabilim o strategie unde sunt străzile, pe care ei nu mai sunt în stare să le facă cu piatră cubică, la starea inițială, deci nu piatră cubică peste pământ, cu compactare, cu stratificare, se scoate piatra cubică, se recompactează tot, inclusiv porcările pe care le-ați văzut acum, și se va așterne pe toată strada de asfalt. Primăria va veni, va face trotuarele, bordurile și așa mai departe, că n-am. Unde n-au umblat ei, nu poți să strâng ușa. Deci, dar strada asta a fost distrusă de către ei. A fost asfalt fără pic de gaură în el. Strada asta a fost cu asfalt fără nicio ăsta. Ar face un trotuar pe partea aia. Numai un pic. Strada a fost cu asfalt fără pic de groapă. S-a pus nisip și după aia s-a pus piatra asta cubică. Bătaie de joc. În anii 76. În partea cealaltă. Să contribuim noi la să ne taie din deal, să facă zici și pun parcări. Contribuim și noi. Nu! Cum nu? Nu! Cu plată! Așa era vorba dincolo. Parcare cu plată. Parcare cu plată. Și în 2 ani de zile, în 3 ani de zile, maxim, și-o scos investiția. În lungă, cum se poate? Unde-i sens unic? Păi și aici. Ce credeți că respectă cineva semnul ăsta? Până-i lumea veci. Era poliția de aici, oprită. S-au dus pe lângă ei, nu i-a oprit nimeni, nu i-a întrebat nimeni. Aici, pe partea aceasta, terenul s-a stabilizat, s-a compactat. Fac rău și vă pun blocurile și cu cața. Fac alveole pe partea cealaltă, nu pot permite. Nu contează. Vorba asta, deci eu cumva, să nu apară, Sigur te bagi în urmă. Sigur mă bag. Eu mă uit în fiecare dimineață înainte de a... Mai un pic. Și eu am vorbit. Cei de dânsi de la Aqua Cara susțin că nu e a lor, că ia pe pluvială pe ăsta și aparține de primărie. Ce să vă... Ce să înțeleg?
venit, dacă cineva ăsta n-a fost așa și eu l-am reclamat din septembrie, peste tot. Uitați-vă la acela. Deci, din nefericire, nu s-a întâmplat nimic la care nu m-aș fi putut aștepta. Este rezultatul lucrului lipsit de profesionalism făcut de firma Iridex, unul dintre subantreprenorii firmei Hidroconstrucția. Au fost atenționați pe parcursul timpului că efectuează lucrări de proastă calitate, au continuat. Lucrarea nu este recepționată. Totuși, după cum vedeți, au venit și cei de la noi, de la secție, de la primărie, să ajute, inclusiv scoaterea mașinii și după aceea, dacă va fi nevoie, să reușim să facem strada circulabilă. Săptămâna aceasta, respectiv ieri, am avut o ședință cu cei de la Hidroconstrucția privind prioritatea reparațiilor de străzi. Poate s-a întâmplat că strada Caen reprezintă una dintre priorități. S-a stabilit că, datorită modului în care s-a alterat carosabilul și datorită faptului că ei nu au subantreprenori pricepuți în a monta piatră cubică, se va scoate și se va recupera piatra cubică, iar strada se va betona, urmând ca primăria să acționeze pe repacere de trotuare și pe celelalte treburi. Este o discuție care a avut loc într-o ședință ieri. Minuta ședinței o veți putea prelua de la primărie. Din nefericire, povesteam și înainte, în Reșița s-a acționat pe aproximativ 100 de kilometri pe lucrări de apă și canalizare. O bună parte din lucrări, nesupravegheate de către beneficiarul direct, respectiv de către Aqua Caraș, prin firma de consultanță Hill, o bună parte sunt de aceeași calitate și mai devreme sau mai târziu se vor prăbuși sau vor crea probleme. Săptămâni întregi am fost privit destul de ciudat datorită faptului că insistam asupra compactărilor și a materialului de umplutură care trebuie folosit la refacerea șanțurilor. Faptul că n-am fost luat în seamă, dar nici n-am recepționat nicio stradă la care nu s-au respectat tehnologia, asta este. Deci dacă scăpam și semnam un proces verbal de recepție, bine mersi, eram vinovați și pe banii noștri trebuia să plătim atât daunele cetățenilor, respectiv a firmei care a pățit treaba respectivă, cât și reparațiile. Vă repet încă o dată, strada nu este recepționată, este în lucru, n-au fost făcute acoperirile și compactările în mod corespunzător, iar firma Hidroconstrucția va veni în perioada imediat următoare pentru betonarea integrală a străzii.
În momentul de față nu am motivele să o amendez pentru strada Caen. Amenzile vor fi către firma Iridex, către subantreprenor, care de altfel a mai fost amendată anul trecut de 2 ori, atât pentru strada Caen, cât și pentru strada 24 ianuarie. Firma care s-a ocupat de zona respectivă e o firmă subcontractată de hidroconstrucție. Asta se prăbușește mâine. Anu, da. Uite, asta aici. Nu, e toată țeava pe aici. Știu. Toată... Asta e groapa mea, eu am făcut-o. Asta te-ai cu groapa. Ce facem?